domnule? Ce-ați zis, doamnă? Da, cappuccino-ul dumneavoastră e pe drum. Scuze pentru așteptare. Wow, Sammy, ai o întreagă cafenea aici. Deci, cred că o să beau o ciocolată caldă cu... Termină, Siu! Mai bine mă ajuți! Nu pot să țin pasul cu toți muzafirii! E așa greu să fii singurul barista de aici! Hei, am o idee mai bună! O să te ajut să grăbești și să simplifici procesul, pentru ca toată lumea să-și poată savura băutura în liniște! Minunat! Salutare, prieteni! Azi vom face un aparat de Nesquik! Avem foarte multă treabă, așa că hai să începem! Siu, ce-ai făcut? Acum tot lichidul o să se verse! E făcut așa din adins, Sammy, o să vezi! Ia uite! Capacul ăsta mi-amintește de ceva! Da! Am folosit unul ca să facem un dozator de suc! Vă amintiți, prieteni? Doar că dozatorul ăla putea turna suc, pe când cu ciocolata caldă e un pic mai complicat! Da, Sammy, corect! Acum trebuie să lipim marginile ca să prevenim scurgerea! Prieteni, aveți grijă când manevrați un pistol de lipit? Vă puteți arde ușor! Siu, îmi amintesc ce urmează! Serios? Haide, surprinde-mă! O pompă! O să ajute cu trimiterea lichidului prin tub! Wow, Sammy, ai o memorie așa bună! Deci vom prinde tubul de pompă! Pac! Grozav! Siu, tu mereu zici! Dacă faci ceva, fă-o bine! Deci, de ce n-ai terminat costumul spațial? Ăla nu-i un costum spațial, Sammy! Ce-i atunci? Astea sunt recipientele speciale în care vom pune pudra de cacao și mini-bezelele! Găurile din capace sunt diferite. Asta e mai mare pentru că bezelele sunt mai mari. Trebuie să închidem bazele așa. Apropo, le-am făcut din fundurile de la aceeași sticlă. Acum ne trebuie 4 bețișoare de înghețată. Ai zis că e nesănătos să mănânci așa de mult înghețată? Este, dar mersi că ai fost așa de dedicat pentru DIY-ul nostru, Sammy. Dragilor, vreți să vedeți niște magie? Ura! Ce cool! Deci acum ne putem asambla mecanismul. Bun, ne trebuie niște lipici cald aici. Lipim două piese identice deasupra celor lungi. Aici vine prima. Și a doua. Gata! Ah, Siu, am emoții! Ce s-a întâmplat, Sammy? E o muncă așa obositoare și piesele sunt așa de mici! Dacă faci o greșeală... Ah, Sammy, calmează-te! Am făcut așa de multe DIY-uri împreună și tot ești îngrijorat? Mai bine mă ajuți cu piesa asta! Crezi că poți? Sigur! Meșteritul îmi distrage atenția! Între timp am lipit piesa asta! O să funcționeze pe post de opritor! Acum hai să punem două piese mici aici și aici! Perfect! Siu, sper că am făcut totul bine! Oh, tu mereu mă ajuți, Sammy! A trebuit să dezmembrăm un pix ca să luăm arcul ăsta mic! Bun, îl putem pune la locul lui! Da, așa mai merge! Dacă mi-amintesc bine și sunt sigur că așa e, de asta ai nevoie acum! Oh, mersi, Sammy! Ah, nici n-a fost nevoie să te rog să faci asta! Cred că lui Sammy chiar îi trebuie acest aparat! Apropo, Sammy, știi ce înseamnă cuvântul Nesquik? Nu e numele iepurașului de pe etichetă? Oh, Sammy, nu-ți amintești? Numele lui e Quicky! Cuvântul s-a format de la Nestle, numele companiei și Quick, adică rapid! Știu! Quick se referă la tehnica rapidă de pregătit! Doar pui o linguriță de pudră în cană și torni niște apă fierbinte! Sau lapte fierbinte! Voi cum preferați să vă beți Nesquik-ul, dragilor? Dați-ne un like dacă vă place cu lapte ca mie! Ultimul retuș! Ia capacul ăsta! Mersi, Sammy! Și să-l lipim aici ca să poată ieși ușor conținutul! Și e gata! Ce zici, Sammy? Siu, magia ta a greșit, dar o să repar eu asta! Bibidi bobidi! Nu, 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 Sammy! Cum ți-am zis mai devreme, bezelele sunt mai mari, deci mecanismul e puțin diferit ca să fie mai simplu să le scoată. Am pus un suport și un elastic de cauciuc aici, vezi? Prieteni, acum putem trece la partea cea mai importantă! E timpul să facem o cutie, unde să ascundem toate părțile din interior. Hai să începem cu pereții! Unul vine pe partea asta, iar altul pe cealaltă parte. Așa! Am adus butoane! O să le folosim cum le-am mai folosit și înainte? Sammy, mă gândeam la ceva nou! Uite, ne trebuie niște găuri pentru recipientele noastre pe piesa asta! Stai, Siu! Ai zis ceva nou! La ce te referi ai?
Ah, da! Imaginează-ți, îți pui cana pe fiecare stand și totul se întâmplă de la sine! Fără alte mișcări! E un fel de magie sau ce? Nu, Semi, o să vezi singur imediat! Ok, e timpul să ne prindem recipientele! Micuțul ăsta vine aici! Ok, vom depozita pudră de cacao în el, iar ăsta o să fie ultimul, pentru că bezelele ar trebui să vină peste băutură! Eu? Pentru ce sunt astea? O să fie o rezervă secretă? De fapt, e o idee bună, Semi, dar nu e ceva și mai interesant! Aparatul nostru de azi nu e așa simplu. Încerc să-l ajut pe Semi cu magazinul lui de cafea, din moment ce e singurul barista. Are multă treabă. M-am gândit că o să fie foarte convenabil dacă musafirii ar putea introduce un card aici și și-ar lua ciocolata caldă în timp ce Sam se ocupă de alți clienți. Grozav, nu? Siu, ești prietena mea cea mai bună! Și tu ești al meu! De fapt, am nevoie de ajutorul tău! Sunt mereu pregătit! Poți decora cardul ăsta? Floare la ureche! Am ajuns la cea mai importantă parte! Hai să asamblăm mecanismul atașând circuitul la părțile principale! Aplicați niște lipici pe plăcuță! Aveți grijă! Așa! Și prindeți-o aici! Perfect! Dar ne trebuie trei astfel de piese, deci de ce să nu facem un mic truc? Pac! Am mers! Genial! Bravo, Siu! Siu, voiam să-ți aduc firele astea, dar ceva a mers prost! Nicio problemă, Semi, și mersi pentru ajutor! Apropo, ai terminat să decorezi cardul nostru? Cardul? Da, aproape! Încă puțin! Bun! Ai chef să mai decorezi și altceva? Da, da! Când ai zis că o să fie gata? O clipă, Siu! Aveți o livrare? Semi, ce faci acolo? Am zis că poți alege orice decorațiune vrei! Da! Ok, aștept! Siu, am o idee! Mă duc să o pun în practică! Ok, vă plac jocurile de atenție, prieteni? Bun! Deci spuneți-mi ce s-a schimbat aici? Și acum trebuie să introducem suporturile astea în deschizături! Corect, dragilor? Pum, pariu că nu știați că sunt mai iute ca vântul! Priviți-mă! Totul e la locul lui până să vă dați seama! Wow! Cursa ta a fost super productivă! Ia uitați, prieteni! Toate firele sunt în interior, dar aproape că am uitat de un cititor de carduri! Astfel, mecanismul o să meargă doar când e cardul introdus! Ura! Prieteni, suntem la linia de sosire! Ai dreptate, Semi! Abia aștept să văd rezultatul! Acum, prieteni, trebuie să conectăm toate firele cu ajutorul unui LEDcon! 1, 2, 3! E simplu! Dar nu uitați să rugați un adult să vă ajute, dragilor! Îți amintești că trebuie să conectăm motorul la baterie? Normal că da! Am pregătit deja totul! Trebuie doar... Știu! Trebuie să punem o cană unde să curgă conținutul! Ai dreptate, Semi! Dar mai întâi vom pune indicatorii! Uite-i, Siu! Ia-i pe ăștia! Mersi, Semi! Hai să-i băgăm în deschizături și să-i conectăm cu grijă la circuit! Siu, nu-ți trebuie LEDconul pentru că eu sunt îmblânzitorul de fire! Wow! Merge! Deși, stai puțin! Ups! Cred că trebuie să mă antrenez mai mult! Uite! Toate firele chiar sunt la locul lor! Ești un magician, Semi? Acum poți să-mi aduci o baterie, te rog? Ăsta e cel mai important detaliu! Nimic nu se va întâmpla fără el! Corect! Mă gândeam! Aparatul ăsta o să-mi ducă la alt nivel cafeneaua! Și e grozav, nu crezi? Da, dar trebuie să respect noile standarde! E ok, dar nu e așa simplu! Pentru că orice nu modernizezi ajunge să se degradeze! Oh, ce gânduri serioase! Așa, sticluță! Siu, clienții noștri cred că nu trebuie să vadă interiorul aparatului! Sunt de acord cu tine, Semi! O să acoperim totul! Prieteni, aparatul nostru e aproape gata! Mai trebuie doar să-l decorăm! Semi, ai terminat cu etichetele? Oh, da! Gata! Wow! Ia uitați-le, prieteni! Semi a făcut o treabă grozavă! Dacă sunteți de acord, dați un like! Mersi! Un pachet de Nesquik a fost inspirația mea! Corect! Atunci ne mai lipsește un detaliu! Perfect! Oh, cool!
În sfârșit îl putem testa! Nu așa rapid, domnule! Unde e cardul? Ah. Alo? Ești acolo? Vin! Ah, Sammy! Hai să punem capacul între timp! Cu ajutorul acestor două piese putem să deschidem și să închidem ușor capacul. Voila! Simplu ca bună ziua! Ia uite, Siu! Wow, Sammy, e incredibil! Ești posesorul unui adevărat card bancar acum? Hai să vedem cum merge! Ah, perfect! Dar îl vom folosi mai târziu! Pentru că acum e timpul să umplem recipientele! Of, unde e? E timpul să ne testăm aparatul! Ce e? Mă pregăteam pentru o nouă zi de muncă! Wow, arăți bestial! Hai să începem! Să facem! Cred că ajunge! Acum, lapte! Aveți grijă aici, prieteni, laptele e așa fierbinte! Țineți minte, puteți folosi și apă fierbinte! Ok, acum o să amestecăm bine! Și ultimele, dar nu cele din urmă, bezelele! Woohoo! Deci, cum e, Siu? E așa bună, Sammy! Acum nu te mai deranjez în timp ce lucrezi? Îmi place să mănânc bezelele înainte să se topească! Delicioase! Tu ce zici, Sam? Îmi plac oricum ar fi! Primul musafir a sosit deja! Stai, Sammy! Ai uitat să-ți iei la revedere de la urmăritorii noștri! Corect! Scuze! Prieteni, dacă v-a plăcut aparatul nostru de Nesquik la fel de mult ca nouă, dați-ne un like și apăsați clopoțelul! Și abonați-vă ca să vedeți mai multe DIY-uri uimitoare! Pa, pa! Pa, pa! Ah, clienți!